Și acum o știre de ultimă oră. Urmând exemplul Bucureștiului, în mai multe sate din România au fost inaugurate piste pentru bicicliști. Acestea sunt în pantă, au o lungime cuprinsă între 20 și 30 de metri și cel mai adesea au fost amenajate la marginea satului, între tarlaua de porumb și cea de pepen. Rămâneți cu noi! Cine vrei să știe? Klaus Iohannes? Ia te uită ce hazuri are dânsul cu cine să compară cu domnul președinte Iohannes. Băi, bețivanule, ți-ar fi rușine, du-te, băi, de aici, băi, bețivanule, la ce apucături ai tu? Nu cu președintele, dar cu masameni. Dar cu care? Cu ăla de dinainte! Nu, tu ai dat! La trăiești! La trăiești, te rog foarte mult! Te rog foarte mult! Nu te lua de netrăiești! Păi, așa am zis, măi! Mare om, mare caracter! Să fie sănătos, să trăiască, măi! Du-te, măi, de aici! Am zis eu de rău! Băi, bețivanule, n-am zis nimic de rău! L-ai votat tot timpul să fii sănătos și tu și dânsul, măi! Adevărul e că nici n-aveai cum să nu-l votezi, măi! Că amândoi aveți aceleași apucături! Că la amândoi v-a plăcut băuturica! Și blonda din Costa Rica! Măi, bețivanule, ce blondă, măi, de ce ne zici tu, măi, ce blondă, măi? O bere blondă, o bere blondă, bere blondă, măi, făcut de o cară în tot satul, Doamne ferește, măi, ce cauți tu aici, măi, bețivanule, măi, ce cauți tu aici, măi? Mă dau cu bicicleta, mă. Ce faci, măi? Mă dau cu bicicleta. Mamă, dacă îți dau eu două piste și apă, te lipesc cu toată lumea, nu se poate așa. Măi, te întreb eu ce faci tu aici, măi. Mă dau cu bicicleta. Așa? Și inaugurez noua pistă de bicicletă din comună. Ce faci, măi? Împreună cu domnul primar, inaugurez noua pistă de bicicletă din comună. Du-te, băi, bețivanule, ți-ai băut și minții, măi. Ce pistă, măi, măi? Pistea mea de pistă. Du-te, măi, de aici, aici e potecă, mă. Aici e cărare. Aici trecem noi femeile. Nu, mai este, dă-te loc. Trece Vasile Biciclistul, te rog, pardon. Vasile Biciclistul. Nu mai ești Vasile Tractoristul, ei? Acum ești Biciclistul. Ești Vasile Biciclistul, dă-te mai la o parte. Dă-te mai că aici este potecă. Nu mai, a fost, mă, dacă am pistă de biciclistă. Pistă de biciclistă. Și unde-i, mă, pista asta? Deci că eu nu o văd. Păi eu vezi că nu ești atentă. Mă, du-te mai la o parte. Băi, nu ești atentă, că nu ești atentă. Du-te mai, eu te întreb, omenești, unde este pista? La tine între picioare. Mă, ai nebunit de tot și ți-ai pus castronul din roșii în cap, mă! Ce castronul, măi? E castronul de salată! Nu e adevărat, băi, femeia, asta nu e castronul. Dar și e, măi, castronul care poate aici. Dacă mă doare cap. Asta este cască de protecție. Ce, măi? Cască de protecție. Cască de protecție? Cască de protecție. Păi și, Doamne, iartă-mă să protejez la tine, măi. Capul. Capul, păi tu ai... Tu ai cap, băi, bețivanule, tu ai cap? Da, asta ce-i? Suportul de castroane. Ce doare de mine. Ce dracoveni asta ce-i? Asta e bicicletă. Ce? Asta e o bicicletă. Am văzut eu că e bicicletă, dar de unde o ai? De la domn primar.
Păi, vede de moral! Sunt dragi de primar! Băi, vă prostipii toți, băi! Ați început din campania electorală și v-a dat mită, băi, bicicletă! Unde vei de aici, mă? Mă, tu unde ai tu bicicleta? Spune-mi de unde ai bicicleta! Nu e mită, rog, fără, dar nu e mită! Este o afacere! Ai făcut o afacere cu domn primar, mă, doamne, iată! Ce afacere, mă, ce afacere? Eu cu domn primar am făcut o afacere secolă! Ce afacere ai făcut? Am dat căruța! Vă leau! Valeau, mă doare inima! Ce? De țivanule, tu ai dat căruța? Am dat căruța! Ai dat căruța cu care ne făceam noi toate treaba! Da, măi, da, măi, de țivanule, tu ai dat căruța noastră! Și calup! Valeu! Pentru echipa mea, asta e echipa mea modernă! Nu, tu nu mai judești, măi, bă, tu nu mai judești, măi, bă, tu nu mai judești! Ai dat căruța și calul nostru! De ce ai dat tu căruța, mă? Băi, era depășită, mă! Mai fără, căruța era veche, scârția, nu puteai să dormi în ea! Avea patru roți! Tu te mai de aici, dar de ce ai făcut tu, mai bărbat? De ce ai făcut tu? Băi, băi, fii atent, afacerea așa. Am dat patru roți. Așa. Și un cal. Așa. Și acum avem două roți. Și un bou. Da, bărbat, asta avem două roți și un bou. Băi, de ce tu ți-ai băut mințe? Este un doctor prin sală. Măi, oameni, măi, oameni, măi, măi, ce ți-a zis ție, băi, bietivanule, băi, băi, ce ți-a zis ție, măi, doctorul? A zis că e bine să lași băutura. Ai, adevărat, adevărat. Doctor, așa, oameni buni, așa a zis doctorul că e bine să lăsăm băutura. Păi sigur să lăsăm. Dar să nu uităm dracu unde am lăsat-o. Băi, nu se poate așa ceva, mai, mai nu se poate, mai, mai nu se poate. Mai, eu sunt foarte supărată, deci spune mie și faci tu aici, zi, acum faci. M-am venit într-un suflet după tine, să te anunț ceva pe la noi în o gradă, așa. Să petrec fenomene paranormale. Fenomene paranormale. Paranormal la cap ești tu, bietivanule. Și fenomene paranormale, mă. Ce vrei să zici, că la noi în o gradă ori aterizat extraterestri cu racheta? Nu, no. Aterizat măta cu șareta. Mai, cum poți să vorbești, mă? Tu vorbești urât de mamica, mai nesărințează. Lasă-mă că-s supărată pe tine. Uite să termină luna lui martie, mă. Și tu n-ai fost în stare să-mi iei un mărțișor, mă. De ce nu mi-ai luat anul ăsta mărțișor? Atâta vreau să știu. De ce nu mi-ai luat mărțișor anul ăsta? Dar și ăla de anul trecut s-a rămas nic. Vai de mine, Dinocaze că eu fii atent. Deci, lasă-mă, zi, e mămica la noi. Și tu n-ai sâmpsătul, ai lăsat-o singură pe mămica? Nu e singură. Dar cu cine? Cu curcile. Ce mă enervează? Ce înțelege de mine? Eu am venit într-un suflet să te anunț o veste extra. Să mergem acasă, trebuie să mergem. Cum ai plecat tu? Cum ai plecat acasă? Eu m-am apucat de treabă. Adică ce ai făcut? Am dat drumul la televizor. Nu mă enerva, nu mă enerva. La televizor, ce crezi că era la televizor? Ce era la televizor? Se vorbea despre binefacere. Uniunea Europeană. Cine mai? Uniunea Europeană. Ne vorbea nouă Uniunea... Ne vorbea despre binefacerile muzicii asupra creșterii animalelor. Du-te mai de aici, du-te mai de aici, deși ne învață pe noi Uniunea Europeană cum să creștem animale, bă. Dar și mai nu mai știu. Nu mai merge ca până acum. Adică cum? Cu apă, paie și bataie. Dar cum să ne creștem noi zifilii? Băi, pui muzică, ele dă produci de carne, de lână, de lapte. Du-te mai de aici, prostirea. Animale emangolotomane. Le place muzica la nebunie. Ce mai? Mangomonomane. Le place muzica? Muzica multă. Păi ce vrei să zici tu, bietivanule, că animalele sunt melomane? Ai da, bravo. Du-te, băi, o zis Uniunea Europeană? Uniunea Europeană prin vocea domnului ministru de agricultură, domnule. Cine mai prin vocea al domnului ministru? Domnul ministru Oaia. E domnul ministru Daia. Da, care îi place oaia. Stai o leacă să mă dumire. Deci domnul ministru Daia ne-a zis nouă și ne recomandă Uniunea Europeană. Adică să punem muzică la animale, că le dau producții mari. Am pus, am verificat. Ai făcut probă? Am făcut probă. Du-te mai că nu te cred. Pe cine? Pe cine? Pe cine? Pe cine? Pe cine? Pipepi l-a pus. Pipepi, bețivanule, ți-ai băut mințile. Pe cine mai pus? Pipepi, băi, cântărețul, băi, femeie, băi, și dracu. Domnul Pepe? Pepe, da. Pe artistul și ăla mare, care cântă de-alea latino, numai iubirea. Hai, asta, băi, fii, când a început să cânte așa, a început să umfle ujerul joia, înainte așa să umflă, lapte, 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 lapte. Caprele de haiau de emoții. Pe la muzica lui domnul Pepe, măi. Pepe, băi, crește lâna pe voi, văzând cu ochii. Du-te, mai! Și găinile se ouă non-stop. Ai, Doamne! Băi, ce bă așa zici cu anins cu ouă, băi? Deci de la muzica asta latino lui domnul Pepe? Da, ăsta e latino lover și încoteț, băi, fie. Ăsta Pepe, stai, Basilică, țelică, băi,
Băi, asta e pentru animalele de parte femeiască. Când ai pus să cânti domnul Pepe și-o dat producția. Da, da, și faci cu taurul și faci cu magarul, cu câinele, cu epuroiul, cu corcanul. Tu ai venit cu animalii de parte femeiască. Bravo, bravo. Și atunci te-ai gândit să știi... Scoți Pepe? Așa. Și am pus eu ceva mai... Pe cine ai spus? Bă, da, mă, ce face pe tu? Hai, mă, zi-mi, mă, că mor de curiozitate. Deci pe cine ai pus? Pe Ana Lesco. Ana Lescu, ai pus-o pentru animalii de parte bărbătească? Bărbătească, pentru tine ai pus-o, animalule! Că tu faci ca toate animalele când o vezi pe Ana Lescu la televizor. Aia, flăcări, flăcări astea, când a dat focul, când a început flăcări. Ar fi arăi cu dânsă, dă-o-te, băi, de aici, când a început flăcările, băi, femeie, băi, să vezi taurul cu berbec cu cap în cap în o grădă. Bum, 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 vină încoace, vină încoace, măgarul știi ce a făcut? Și-o făcut măgarul? Ne-o dezonora cățaua. Băi, acum e gravidă, e gravidă cu măgarul, fiți. Băi, femeie, doamne, e puroiu, a turbat, e puroiu, nebun la cara ta. Du-te, mai, a tăbărât pe găină, a tăbărât pe cocoș. Pe... Dacă la noi în o gradă, ținte de mine, du-te. Dacă la noi în o gradă ai să găsești ouă cu urechi, Ana Lescu-i de zine, băi, femeie, băi, nu se poate. Mai bărbate, mai bărbate, ai scos-o pe păcătoasa aia de acolo, de pe CD-ul? Ai scos-o! Bravo! Aia. Dar stai că noi tragem o concluzie. Mai bărbate, tu zici așa, că dacă noi punem muzică la animale, aia, animalele astea ne dau nouă instantaneu producții mari, bravo, ne dau lapte, ne dau carne, ouă, doamne! Da, bravo, bravo! Păi mai atunci, știi și facem noi, mergem urgent acasă și dimpreună cu mămica, o băgăm în firmă, măi, ne deschidem o firmă din asta mare și creștem animale. Acum toată treaba ai. Ce muzică ce punem muzică? Noi la animalele astea? Băi, tu cântai melodia așa cu jaga, jaga, bă. Ia să vedem, domnule, ăla cu jaga, 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 bă, dacă mă, hai, 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 hai. Toate s-au schimbat. Pune muzică la vite, cine a mai văzut, ca să ne dea lapte mai mult. Când o pui pe Mirabela să le cânte un ceas, face vaca, face vaca, laptele mai gras. De-i cântă tristariu, piesa turniero, ne face lapte mai mișto. Înșeargă a, a, înșeargă jaga, jaga, înșeargă da, nu o chinui degeaba. Înșeargă să-i pui și ei un șlagăr cunoscut, ca să ne dea lapte bătut. Înșeargă a, a, înșeargă Loredana, înșeargă da, ca să ne dea un chil de sana. Hai înșeargă și ceva mai vechi de la compact, ca să ne dea doar napola. Toată i s-a colorat. A ascultat și bere gratis des la aparat și vaca s-a alcoolizat. De minuni biata vacă s-a amorizat și ne face și ne face lapte condensat. De comornic și fuiegul rău i s-a acrit și face lapte covăsit. Înșeargă da, a, o piesă cu Madonna. Înșeargă da, să ne dea laptele cu tona. Haide pune și pe Pepe sau pe holograf, ca să ne facă lapte praf. Nu încerca, a, o piesă cu Katanga. Nu încerca, că ne înnebunește voata. Iar de când cu țurca și un CD am luat, ne face lapte de gresat. I se face iarăși de iubit. Și de Adrian Enache s-a îndrăgostit, că e un taur renumit. Por
Vrea Brâncioare mare priză la femei, dar n-ajunge, dar n-ajunge până la coada ei. Vaca-l vrea pe torobanțu, el ar fi pe plac, să ne dea lapte cu caimac. Nu încerca, a, cu Mircea, cu Vintilă, nu încerca, că nu e bun pentru prăsilă. Hai înșarcă și cu Smiley sau cu Temișan și te alegi cu un juncan. Încearcă, da, a, încearcă cu Bărnică, încearcă, da, că e un taur fără frică. Și te alegi peste un an și tu cu un visel, că vajile sunt moarte după el. Muraru și Valentina Fătu, actorii teatrului de revistă Constantin Tănase. Vasile Muraru, actor de teatru și film, regizor, scenarist, mulțumim, poet, dar și directorul teatrului mulțumim, de revistă mulțumim, Constantin mulțumim, Tănase. Mulțumim, vă iubim. 40 de ani de succese. Ne vedem peste 40 de ani.